Am intrat în mănăstire, deși nu prea știam eu la început cam ce însemnează viața de mănăstire, dar m-am deprins cu vremea și m-am purtat ca atare. Am fost la o mănăstire pe malul Nistrului, în Moldova de astăzi, Basarabia de totdeauna. Așa. Eu îi zic Basarabia. Moldova o zic pentru tinerii de astăzi, pentru cei care așa știu, așa au învățat. Sau așa au fost învățați cu sirea. Da? Basarabia. Basarabia. Și după aceea am fost la o mănăstire mare, tot în Basarabia, numită Mănăstirea Dobrușa. Dobrușa, o mănăstire de 1700, care avea și o școală de cântăreți acolo. Am făcut școala de cântări și după aceea, între timp s-a înființat seminarul monahal de la Cernica și am intrat și eu în seminar. Am intrat, seminar cu 8 clase, cu profesori din București care veneau în fiecare zi la cursuri. Am făcut seminarul, l-am absolvit și după aceea am venit aici, în orașul București, pentru studii mai înalte puțin, teologie. Am făcut și teologia. Am mai făcut încă o școală de altă specialitate, școală de pictură. Aici, în București, am terminat-o și apoi am rămas la mănăstire aici. Am rămas la mănăstire. Până astăzi. Dar, între timp, m-au dislocat de aici cei cu pușcărie. Trebuia să fac și puțină pușcărie ca să știu ce este acolo în pușcăriile astea românești, comuniste, spun pe nume, și le-am făcut. Mi-a plăcut foarte mult Evanghelia și viața creștină în general. Și eu aici, la mănăstirea, în timp, mi-am trăit viața, aproape toată viața aceasta creștină, trăit aici. Și am niște amintiri de viață creștină. Viața creștină n-am trăit-o cu mâncări și băuturi. Asta nu m-am permis când nu am avut ocazie, așa. Dar am trăit cu creștinii. O viață, o liturghie frumoasă, o slujbă frumoasă, anumite zile de Paște foarte frumoase trăite aici la timp, de-a lungul timpului. Așa. În astea cum stau frumusețele noastre de viață, că altceva n-avem. Mai aveți frați? N-am pe nimeni. Am murit părinții,
mai de mult când eram încă de acasă. Și frații, o parte au murit mai înainte și o parte au murit acum, în ultima vreme. Câți ați fost, părinte Sofian? Poftiți? Câți frați ați avut? Șase. Șase frați și două surori. Frații au murit mai rar și surorile au murit și mai rar. Una nici nu o cunosc, așa, și una a murit după ce am plecat eu de acasă.